de Ucraina. Uite, mă, ai mai văzut Doge până acum, până să nu vină Ucraina la noi? Îl trage pe unul, mă, eu cred că e unul, e un accident, da. E unul în câmp, în răsturnat, da, acolo, în pădure. Da, da, și a, da. Îl trăgea... Stop! Dă-mi actele să fie privat pe aici, nu știu. Salutare, internet! Am venit să facem o emisiune din Grecia, din Halkidiki. Începem cu Grațul Sidonia. Și pe rând, o să mergem și pe Brațul Cassandra, Muntele Athos. Și am venit până la plaja Vorvorou. Nu știu cum se pronunță. Vorvorou. E o plajă mică, cu aglomerat, cu o parcare foarte aglomerată. N-am venit decât să o vedem și o să plecăm. Am lăsat mașina, am blocat niște români de-ai noștri. Am lăsat numărul de telefon acolo. Și să vă filmez. Și plecăm, să vedem altceva. Asta e plaja. Haideți să vă arăt și apa. Uite, cocortul. Ah. Culoarea nu e așa fantastică. Dar merge. Ah, ajuns. Și asta este plaja Orange Beach sau Portocali Beach. Alegeți pe care vreți. Numai pietre văd aici. Da. Dar aici apa e albastră. E super. Aici arată super. Atât că-s numai pietre, văd. Zgomotul ăla e de la generatoarele alea de acolo. Ia uite ce frumos e aici. Ioi, ioi, ioi. Super. Deci acolo arată și mai mișto. Da. Asta e drăguț locul ăsta. E și un pic de nisip acolo. Și am venit să vedem atracția care se numește Five Steps. Da? Five Steps in the Sand. Și aici Sikia. Nu știu ce înseamnă. Probabil că așa se numește stațiunea asta. O plajă aici. Ioi, pe unde au intrat ăștia aici? Dar urcarea aici, știți cum e? Ioi, ioi, ioi. Deci trebuie să ai mașina bună de tot. Ca să ajungi aici. Five steps. Five steps in the sand. În a doua plajă. O plăjică aici de un șezlong. Cazare. Deci un view. Super curată apa. Cu bărcuțe. Pigadaki. Și
aici este renumita tavernă Five Steps in the Sand. Deschisă de la 8 la 23. Welcome to the last paradise. Și asta cred că s-a prind, da? Asta are bec. Ce ziceți, mâncăm și noi ceva aici? La The Last Paradise in the Universe. Mâncăm și noi ceva aici, fetele? Mâncăm! Vrei să, da, să dăm de mâncare la pește, să vedem dacă se adună. Da. Ia uite ce acolo, ia uite ce pește. I-a venit un banc de pește. A luat unul, l-a dus la fund și mai e unul deasupra. Se bate, tot se bate pe ăla de la fund și ăsta deasupra nu mai... Da, vezi cum stau pisicele alea și câinii pe marginea... De ce spune aici Five Steps? Că sunt 5 trepte, bineînțeles, dar nu știam cum sunt treptele astea și... Adică asta e o treaptă, asta e a doua, a treia, a patra și a cincea, adică sunt 5 trepte, așa. Dacă ne-a comandat și mâncarea. Izabela și-a comandat sardine și cu lămâiță, niște cartofi ajutători și de niște crăpșori acolo, de fapt sunt crăpșori așa mari, pus la grătar. Și bineînțeles niște cartofi prăjiți. Da. Și mi-a venit și mie salata de fructe de mare, care nu știu ce sunt toate astea. Asta e caracatiță, creveți, nu? Sau ce sunt? Da, da, da. Calamari și sardine. Deci de toate cât un pic. Da. Să avem poftă. Am aruncat niște pâine la pește. Uite și acolo. Omor. Și a venit și nota 65 de euro. Toată treaba. Foarte bun, am mâncat tot. Mergem să intre Alexa în apă, care zice că vrea să intre în baltă. Pe aici. Și aici o mini plajă. Acolo mânca noi. Cât ați puneți pe alea acolo? Pune partea aici. O terasă drăguță. Cu frunze. Cum e apa, mă? Băi, e mișto apa. Am văzut că sunt și peștișuri de aia care scurăță pericica, că s-au adunat la mine la picioare și nu știam ce mă pișcă.
Eu ți-am zis că ești delicioasă. Da? Te atacă pește. Uite și magazin. Da. Deci uitați câte... câte mașini din astea am văzut așa în starea asta. În Grecia. Da, și ne-am oprit aici pe drum, că mergem să vedem o altă plajă. Să vă arăt cum arată apa. Uite, un nene face baie acolo. Turcoaz. Turcoaz, 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 turcoaz. Și un munte acolo, muntele Athos. Da. Peisaj foarte frumos. Dacă o coborâne nene ala e o plăjică mică acolo, nu știu dacă vedeți voi cu GoPro-ul ăsta. O bucățică mică de nisip acolo. Și un nene face scufundări. Toată lumea filmează. Deci aici e super turcoaz. Dacă acolo era turcoaz. Uite și o plajă acolo. Și asta este Climataria Beach. Da? Uite, de aici se vede mai frumos. Pe acolo, pe undeva în drum și cobor până jos. Am ajuns la Tigania Beach. Am vrut să filmez mai de sus, dar nu prea se vede bine așa. N-am mai urcat cu mașina pentru că sunt niște pante foarte abrupte. Toți ăștia care au intrat pe aici, deci au intrat, ce să zic, la risc să spargi baia de ulei, să-ți rup ceva pe dedesubt. Deocamdată nu mă risc să rămân pe aici. Mai devreme am văzut pe unii care și-au stricat mașina. Erau venise o platformă ca să-i urce pe platformă. Și nu vreau să plec de aici pe platformă. Elan, să urce. Și sus acolo ce-l așteaptă. O terasă acolo, drăguță. Ala e generatorul acolo în magazie aia. Că n-avem curent. O motoretă. Nu e foarte extravagantă. Dar e drăguță.